Bună și bine ne-am regăsit la podcastul Minunile din țara lui Alice. Invitata mea de astăzi aproape că nu are nevoie de nicio prezentare, mai ales în rândul mamelor din România. Atena Boca, bine ai venit! Mulțumesc de invitație, bine te-am găsit! Ce faci? Cum ești astăzi? Bine, am emoții! Să știi că și eu am emoții! <laughs> și înainte să intri în platou, mă gândeam că de obicei cu oamenii foarte dragi mie simt o responsabilitate mai mare E desigur proiecția pe noastră pe, pe, umerii noștri, dar într-adevăr declar față cu martori, cum, se, cum zice Caragiale, că te iubesc foarte mult și că îți mulțumesc pentru toți anii ăștia în care am reușit să ne apropiem și să facem, nu pentru asta, nu pentru ce ai făcut <laughs> tu pentru mine ești aici, ci pentru cine ești tu, dar nu ratez nicio ocazie să-mi, să, -mi, să -mi mărturisesc ca prețuirea reală pentru cine ești ca om. Ce drăguț, tu știi că simt la fel de da. foarte mulți ani deja, nu? Uh, 2011, prima Doamne. mea grupă de public speaking. <laughs> de public speaking da. Da. Deci ce te-a mânat să vii acolo? Eu spun mereu că te-am câștigat la Los plic. Da. Așa spun și mamelor când mai povestesc de tine. Uh, pentru că te-am găsit într-un ziar, acolo unde tu ai dat anunț. Da. Cred, Pe vremea aceea, bănuiesc. da, nu eu, colegul meu de atunci a făcut asta. Nu ar fi, eu n-aș fi putut să fac, n-aș fi avut îndrăzneala asta da? să mă expun în momentul respectiv așa, dar erau la modă cupoanele grupon, cuponia, da, grupon, grupon. Da, cupoanele grupon da. unde noi am ajuns pentru că începusem un business nou în real estate da. și nu aveam bani. Da. Să învățăm și simțeam nevoia să învățăm. Veneam mm -hmm. dintr-o companie mm -hmm. super mare în care învățarea era o valoare foarte mare și unde făceam foarte multe traininguri da. Și am ajuns în Compania. propriul meu business fără bani de a putea face asta. Da. Și atunci am zis, da. stai să facem ceva, să simțim că să evoluăm, învățăm, că învățăm, da, și am zis ce facem. Mm -hmm. Și uite, așa te-am găsit, te -am, am venit la curs. Ne-am îndrăgostit de tine pentru că toate fetele care am fost acolo, acolo da. sunt, sunt, sunt astăzi prietenele tale și da, da am intrat într-o lume foarte faină și au fost primii pași spre public speaking. Exact, exact. <laughs> și și primii pași ai mei către a preda ceva și am desăvârșit calea de îndrumători despre care nu habar n-aveam în momentul respectiv că e misiune foarte importantă din viața mea. Și tu ai fost unul dintre oamenii care au pus piatra de temelie la am consolidat această descoperire de sine. Mi-aduc aminte că ai zis, eram, eram râd de fiecare dată, ori de câte ori povestesc tot așa de amuzant este, eram asistenta colegului și interveneam doar din când în când, desigur când intervii rar ai timp să, să gândești mai mult și ți-a plăcut ție cumva cum puneam problema. Și ai zis la un moment dat la feedback, Eliza, Eliza, să vorbească mai mult. <laughs> Eu eram. Mie mi se părea că tu conduci cursul, știi, mi da. se păreau așa de faine intervențiile tale. Da. Încât aș fi vrut să te aud mai mult. Uh -huh. Și da, am făcut-o posibilul să te aud mai mult. Da. Și iată un parcurs, o creștere frumoasă împreună, în paralel, ne-am susținut reciproc, a fost a fost un drum. Uh, Atena, cum, cum este să construiești cea mai mare comunitate de mame din România? Și ce te a mânat în, în visul ăsta, în drumul ăsta? Ce ți-a dat putere? Bănuiesc că nu e tot timpul foarte ușor. Oh, Doamne! <laughs> <laughs> nu, deloc. Um, mi se pare așa ciudat când aud cea mai mare comunitate de mame din România. Știi că fac asta de 12 ani uh -huh. aproape și. Tot nu mi se pare real. Mi se pare așa că mă uit din afară la un grup imens, dar într-adevăr sunt deja în comunitate peste 250.000 de da. mame, da. ceea ce înseamnă enorm, un, un număr mare, da. Da, da. multe generații de, de mame. Da. Uh, am început, uh, așa cum cred eu, că se încep uh, multe dintre lucrurile care se transformă în ceva mare sau în ceva relevant cu impact, dintr-o întâmplare sau dintr-o durere. Aș putea mm. spune, de fapt, cred că dintr-o durere. Da. Că întâmplare nu prea cred că a fost. Okay. Uh, am născut primul copil, veneam, așa cum ți-am spus, dintr-un mediu de business uh, foarte structurat, unde reu clar, unde clar cu multă claritate. Unde reușisem, unde mm. aveam predictibilitate, unde credeam că eu știu să le fac pe toate și da. Da. sunt această femeie puternică și extraordinară <laughs> care se descurcă în orice. Da. Și nu mi-am pus vreodată problema uh, că nu aș putea să ducă... Uh, Bine, sau la nivelul la care eu îmi doream, acest rol de mamă. Da. Și nu am putut. Am născut și am, am intrat în cea mai grea perioadă a vieții mele, din toate timpurile. Nivelul așteptărilor era în cu totul altă parte decât da. realitatea și cred că de acolo a venit cel mai mare greu, de da, fapt. Da. Și probabil și uh, relația ta cu partenerul fiind una foarte frumoasă exact. și aveați avut o da, da. pornire la da. drum foarte da. Da. frumoasă. Am zis e, și zis suntem de... o echipă. Suntem o echipă, cum să da. nu reușim? Da. da, și un copil foarte mic ne-a dărâmat pe amândoi da, <laughs> din picioare. Și... Tot, tot universul acesta. Dar Așa oare început. nu este și responsabilitatea... Adică, bine, când spui societate, deja îți dai puterea în exterior, dar cred că asta e una dintre cauze. Uh, societatea îți creează niște... Așteptări totale eronate legate da. de rolul de mamă. Cred că e, contribuie și societatea, mm -hmm. de fapt, contribuie foarte multe lucruri. Ce anume? Contribuie uh, felul în care ai crescut, felul în care s-a vorbit despre aceste lucruri uh, la școală, de exemplu. Da. Felul în care nu există niciun soi de sistem de sprijin pentru mame în România. Mm -hmm. Felul în care se poartă oamenii cu mamele. Nu că uite, da. vezi și în ziua de astăzi pe treceri de pieton mame împingând cu greu un cărucior. Da. Da, și așteaptă um, să treacă nu știu câte exact, mașini ca să-și facă și loc. Și claxonate la orice pas. Adică nu avem ca societate, într-adevăr, o, o, nu știu, atitudine potrivită față de mame. Și chiar mi-am adus aminte acum de ce a spus părintele Necula la o întâlnire cu mamele noastre a licitat într-una dintre campaniile mm -hmm. noastre umanitare, s-a întâlnit cu câteva mame printre care uh, și eu mm -hmm. și a spus așa că mama este cea mai nerespectată instituție din România wow. mamă, deci mi s-a părut exact așa și ți-a luat și o piatră de pe inimă da. că uite că e cineva da. care da. nu este văzută, nu este auzită nu este valorizată, când ai născut ești da ceva acolo care da. are grijă de un copil, nu contezi, nu mai contribui la nimic, nu, nu, da. nu mai ești la birou. Deci Sigur. clar nu mai contribui la societate, știi? Da. Și de fapt este exact invers. Da. Tu contribui la ce este mai important într-o societate. Absolut. Pentru că de relația aceea dintre mamă și copil, de relația de atașament care se formează în primii ani, atunci când mama, dacă ar fi susținut, ar putea să ducă spre copil tot ce are nevoie copilul din punct de vedere emoțional. Absolut. Pentru că nevoile lui cele mai multe sunt, sunt emoționale, emoționale, nu fizice. Ne ducem după bani pe Exact. Dacă în această perioadă ea ar putea să creeze această conexiune și această relație de atașament, s-ar vedea în societate, da, s-ar vedea mai târziu Clar. în societate, pentru că este suficient să ieșim afară, da. din nou, pe șosele, să vedem cum se comportă oamenii în trafic și să ne dăm seama de ce fel de societate stricată emoțional avem. Exact, ce bine ai spus, Atena, pentru că despre asta e vorba. Oamenii care reacționează în trafic, luăm traficul ca emblemă, ca, exact. cum să zice, ca o imagine a noastră, nu e reacționează așa pentru că sunt niște oameni răi sau pentru că, nu. Nu știu, pentru că au niște nevoi goluri. emoționale, niște goluri ne, neumplute. Nehrănită neumplute. Și Toate exact. acestea, bine știm, amândouă încep în cei șapte Categorii. ani, adică au legătură cu cei și șapte ani de Au legătură cu toți cei șapte ani de acasă cu mama. și legătura aia extraordinară care se formează în primii doi, da. trei. Da. Că de aceea avem concediu de maternitate, de, de creștere copil de 2 ani. E o da. binecuvântare. România, în România încă da. are această binecuvântare da. pe care țările dezvoltate nu o au și se vede în societatea lor în alt mod. Da. 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 Din păcate, în această perioadă binecuvântată de 2 ani, nu există niciun sistem de suport pentru mame. Da. Cum există în țările în unele dintre dintre țările dezvoltate. Mama da. este văzută, auzită, pleacă din spital, vine acasă un psiholog, o moașă, să se asigure că e în regulă. Au grupuri de suport. La asta. noi nu se întâmplă asta. Și cred că asta a substituit la primul bebe. Grupurile da. acestea la primul BB, a, asta au fost, de fapt, un sistem de sprijin pe, pentru mame. Mm -hmm. De fapt, a, a, prima dată când am auzit de treaba asta a fost la Facebook, acolo unde am câștigat o bursă acum mai mulți ani pentru comunitatea la primul BB, da. o bursă de învățare de uh, un an, uh, alături de alți 100 de Oameni lideri de comunități mm -hmm. din lume. Și acolo, exact asta mi s-a spus și mie personal mi s-a spus de către cei de la Facebook, tu, de fapt, ești un sistem de suport pentru mame cu ce ai creat. Și până atunci nu m-am gândit la asta. Și pe aia mi-am dat seama, da, fiindcă și asta făceai. Este. Exact asta, asta, făceam. Făceai, da. exact asta da. făceam. Și au nevoie mamele de, o, de un spațiu în care să se simtă în siguranță. în siguranță, conectate, văzute, auzite, să simtă că ceea ce trăiesc ele este firesc, mm -hmm. în care nimeni să nu le judece greutățile, vulnerabilitățile, căderile da. și așa mai departe. Ce bine ai zis, mi-aduc aminte foarte mult de, așa. Și de acasă, și din relații, e, tu ești puternică, nu plângi tu, nu cazi tu, ce, hai, 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 hai. Nu are nicio legătură. Nu, și de fapt, cu cât îți exprimi mai mult vulnerabilitatea și spui, mi-e e greu, am nevoie de ajutor, cine a mai trecut prin asta? Și așa, Că. ai șanse să vindeci. Ai șanse să vindeci și ai șanse să uh, normalizezi cumva lucrurile astea. Da. Și să îți dai seama că, de fapt, vulnerabilitatea și puterea asta de a spune nu mai pot, mie greu, este o putere. Absolut. Este, nu este o vulnerabilitate, da. este cea mai mare putere da. care ni s-a dat. Eu nu știu unde, unde s-a născut lucrul acesta cu trebuie să fii puternic. O mamă le știe pe toate. O mamă când naște nu știe nimic. Și chiar dacă ar ști foarte ani multe. După ce naște da. nu știe aproape nimic. Pentru că a naște înseamnă a, nu a, a avea un copil, înseamnă a crea o relație cu el. Absolut. Iar copilul acela e unic. Exact, și tu. exact. Și atunci așteptăm de la mame ce? să le știe pe toate, să fie totul extraordinar și ce înseamnă să știi, le știi pe toate? Să nu fii prezent în relație cu copilul exact. tău. Să fii, să fii un bun administrator. Asta înseamnă? Nu, nu înseamnă asta. Nici nu contează lucrurile din jurul copilului, nu contează. Cât mănâncă, cum mănâncă, cât se plimbă, cât doarme. Contează foarte mult ca mamele să fie prezente emoțional lângă copiilor. Și știi da. ce se întâmplă, ce am observat în ultimul timp? Ce? De fapt, în ultimul timp, în ultimii foarte mulți ani. Că mamele, deși stau acasă, nu sunt prezente emoțional lângă copiilor. Da. Și eu sunt una dintre ele. Cu primul copil, nu am putut să fiu prezent emoțional. Eu am fost acolo. Ce te-a te împiedicat? este Mi se pare foarte, foarte important ce ai spus. Mai. Uh... Greul. Era o depresie. Da, cu siguranță. Eu am trecut printr-o depresie postnatală, cu siguranță. Și mai aud lucrul ăsta. Acum e toată lumea, acum toate mamele au depresie. Da, da. O au. parte dintre ele au depresie. Da. Cealaltă parte trec prin așa numitul baby blues, adică o perioadă foarte grea de după naștere, emoțional da. vorbind. Da. Am trecut prin această uh, depresie, eu nu am știut. A durat mai, mai bine de un an la mine. Uh -huh, uh -huh. Uh, și chiar dacă aș fi știu, cred că n-aș fi spus nimănui atunci mi-ar fi fost nu rușine nu se, nu, și nici nu se vorbea despre de asta de ce ne e rușine să spunem că sufer? credem că, că asta e o, un semn de slăbiciune și de boală ca la fel ca, nu știu, bolile psihice da. prin care fie vorba între noi trecem cei mai mulți. Da, adică da, dacă, dacă ți un pic mea. din nou pe stradă, da, pe care am consacrat-o deja da, în discuție, da. vezi că am avea nevoie cu toții să trecem de pe puțin la ajutor. un psiholog, <laughs> un psihiatru, da. un preot, un da. orice tip de ajutor. Da. Uh, nu strică. Nu strică, da, absolut. Și în toată acestea, în acest tablou, uh, creiona de tine cu adevăr și sinceritate, unde e educația? Adică ce rol are? Pentru că nu avem, am ajuns aici ar trebui să... Hai că sunt prea multe întrebări. Unde e educația în toate povestea asta? Nu există asta? educație pentru că suntem foarte la început în a înțelege care ne este menirea și rolul în viața unui uh -huh. copil. Adică dacă te uiți pe linia istorică, până nu de mult, copiii uh -huh. nu aveau niciun drept. Animalele au primit drepturi înainte să primească copiii. Adevărat. Uh, și atunci... Despre ce vorbim? Copii erau făcuți de multe ori ca ajutor în gospodărie, mm -hmm. în fabrici, în mână de lucru. Mână de lucru, da. Mână de lucru, ajutor pentru părinți la, uh, la bătrânețe. Eu te-am făcut, un uh... te omor. Exact. O să-mi aduci o cană cu apă. Da. Toate aceste convingeri limitative. Exact. Da. Așa se trăia, adică nu, nu e nimic de condamnat acolo. Asta a fost evoluția... Umanității, Dacă vrei. Și cred că acum suntem în cel mai bun moment al uh, istoriei, din punct de vedere al grijii față de copii, copii. și față de noi. Avem această, acest lux, dacă vrei. Da, da. Că dacă stai să te gândești la generațiile părinților noștri, ei nu au avut acest lux. Pentru că, da, există acum o, o furie îndreptată spre părinții noștri de foarte multe ori, văd asta și în grupurile noastre, da. pentru felul în care n-au fost acolo, pentru felul în care ne-au bătut, ne-au pedepsit, ne-au umilit, ne-au rușinat. Um, și este real. Lucrurile astea sunt foarte întâmplat. reale și s-au întâmplat și nu le putem băga sub un preș. Putem, dar nu, nu e în favoarea noastră. Exact. Da. Nu, ne-ar fi bine, n-am <laughs> putea nimeni. să mergem da. mai departe. Pe da. de altă parte, um, eu stau de multe ori să mă gândesc că generațiile părinților noștri au trecut prin Printr-o lipsă de libertate incredibilă. Ei au trăit în frică, în supraviețuire. Absolut. Atunci când trăiești în supraviețuire, când nu știi dacă ai de mâncare, dacă ai un acoperiș, dacă te auzi cineva vorbind nu știu ce și ai putea intra la închisoare și mai da, știu eu ce, nu cred că. Atenția este îndreptată asupra living, uh, echilibrului life, copilului da. emoțional. Da. Nu, nu, tu nu ce cred. faci este să crești mecanisme este de apărare. Da, da, mecanisme de apărare ca să trăiești. Exact, și noi suntem binecuvântați. Generațiile de astăzi sunt, sunt binecuvântate pentru că nu avem comunism, avem libertate cu minusurile și plusurile ei, uh -huh. dar avem acest lux de a ne întoarce la noi, de a lucra cu noi ca să Absolut. putem să fim copiilor noștri mai aproape, mai prezenți. Mai, cu mai mult ajutor pe Așa vindecarea este. lor, nu? Că Așa dacă este. noi ne, ne și vindecăm rănile... Da, confirm, iartă-mă că te-am întrerupt, confirm ce spui, în cursul Vindecarea Relației cu Mama și cu Tata, aproape, poate, 80-90% din, dintre clienții mei sunt mame în primul an, în primii da, ani de, de viață. Nevoia. Da. Atunci am simțit și eu prima dată nevoia de a mă uita la, de a mă la mine, la timp, în primul rând că la relația cu părinții am ajuns mai târziu. Da. Dar la relația cu mine a fost nevoie să uh, vină copilul și să mă zguduie ca să simt că am foarte multe butoane pe care eu nu le vedeam înainte că nimeni nu mi le apăsa. Absolut. Da. Și atunci, da, când a venit copilul, a fost mm -hmm. prima primul, primul moment, moment în care am simțit că am nevoie să lucrez cu mine ca să pot să fiu un părinte mai mai bună acolo pentru el. Și am reținut că atunci nu imediat ai cerut ajutor, dar care au fost pașii pe care i-a făcut Atena în următorii ani? Adică, care au fost resursele care te-au ajutat? Să depășești a fost momentul. din resursă în resursă Și să știi că a fost destul <laughs> și resursele de... resursele încă nu s-au terminat nu, a, nu, dar eu m-am liniștit, da. nu o să se termine niciodată Bun, foarte bine uh, Ca să nu creăm așteptări Știi, oamenii care lucrează în healing, vindecare Până uh. la urmă și tu ai în anexă da. Asta de făcut Să nu crezi așteptări nu există așa ceva. greșite oamenilor Lucrul cu sinele nu, se termină, nu, nu niciodată. se termină niciodată Și e foarte bine că e așa Pentru că mi se pare un proces foarte frumos și profund. Este. Dacă alegi să, să crești și cu voință, da. și cu o călătorie inițiatică, și cu ceva ce-ți exact. face plăcere, exact. și exact. cu, nu știu, să te preîntâmpi în cumva anumite blocaje, da. e și mai bine. E și mai bine. Eu mă am că primul pas pe care l-am făcut a fost la foarte puțină luni după ce am născut, pentru că uh, nu puteam să mi opresc creierul din a funcționa. Uh -huh. Nu se putea opri. Uh -huh. nu, nu, eram absolut epuizată, că uh -huh. nu puteam să mi-opresc gândurile, n-am mai simțit niciodată starea aceea de atunci și nu știam cum să mi le opresc și am auzit la cineva din jurul meu că există un curs de Prananadi, o vindecare cu energie, da, da. prin propriile mâini și așa mai departe și am ajuns la acel curs, eu sceptică normal, sceptică, matematică, rațională, am zis eu încerc orice ar fi, hai să văd ce se întâmplă cu acest curs și am stat așa în, în stare de martor foarte mult în acel curs și mi s-au părut multe lucruri absolut ciudate. Da. Uh, dar ce mi s-a întâmplat și a schimbat ceva la mine a fost faptul că după ce făceam lucrurile pe care ei mi le spuneau, niște meditații cu energie, cu palme, uh, mi s-a oprit creierul din a funcționa da. și intram într-o stare de calm care dura destul de mult. Mm. Și atunci am zis... Hmm, să fie din ceva, ceva aici. aici, da. Așa a început, după care am trecut la multe alte lucruri. Uh, am făcut și uh, am mers și la psiholog clasic. Pe primii i am mințit pe bandă rulantă. I-am mm. și putut păcăli. Da, de, ce, de ce de ce ai mințit din de frică? Din, din... <laughs> nu voiai să afli ceva. Da, îți dai mai era. Era inconștient, nu era conștient. Da, nu să-ți Nu. Pe, banii, pe tăi. banii mei și pe da, timpul nu. meu, deci Dar asta da. mi se pare foarte amuzant. Și cred că am schimbat vreo trei psihologi până când am găsit unul care a spus nu. Nu merge. Cum Vezi mine că știu? Nu ce merge. Faci. Da, exact. Da, așa. Da, 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 da. Și am lucrat foarte bine cu el și tot așa, din, din, din pas în pas. Uh, am descoperit așa o lume și sunt deschisă să testez foarte multe lucruri. Da, să știi Fără că am să observat. le mai judec. Am observat asta la tine că. Ești deschisă și nu numai că ești deschisă, și practici după ce, adică pui în practică, și ești un om determinat. Da, eu am înțeles că să te duci la un curs nu e suficient. Da, nu. Adică dacă nu practici, degeaba. Da. Nu funcționează. Și cu cât practici mai mult, cu atât ai rezultate mai, mai bine bună. și ai rezultate mai bune. Absolut. Da. Da. Dar da, lucrez în funcție de butoanele care îmi sunt apăsate. Asta a, asta e drumul de fapt. Mi-a apăsat un buton. De către cei apropiați, pentru că cei apropiați, ne apasă cel mai tare butoanele, Despre ce Evident. E. Da. Și atunci am încerc să-mi dau seama, ok, butonul ăsta, unde s-ar potrivi mai bine a fi vindecat? Da. În ce? În cu ce? Ce, ce aplică cu aici. Ce, da, exact. E drept că din ce spui atena, lumea este o lumea e o lume. E un univers plin de oportunități da, și de soluții. Aici. Și că depinde doar de cum alegem noi să privim lucrurile. E drept că există acolo și o mângâiere de înger, adică oh, uh, ne ajută poate Domnul să vedem, să ajungă la noi ce trebuie, când trebuie. Uh, dar uh, lumea este o, e plină de resurse de vindecare. Este, pentru că eu cred că resursele de vindecare vin pe înțelegerea oamenilor și uh -huh. pe nivelul la care ei sunt a, a capacității Acum. de a primi uh -huh. și pe limba lor. Așa e. Și mi se pare... Foarte bine, pentru da. că dacă ar fi doar două sau, nu știu, trei modalități, nu cred că atât de mulți oameni s-ar putea uita spre ei. Nu. Suntem unici și nu cred că ar fi avut sens ca Dumnezeu să creeze oameni uh, unici și să le vorbească la fel exact. tuturor, nu? Exact. Care, care ar fi punctul de interes, de interes. Da. Unde e Dumnezeu în toată că tot vorbim de el, în toată povestea ta Atena. Aoleo, dar e peste tot. Peste tot. Eu, nu, eu sunt convinsă că ceea ce am făcut uh, cu la primul bebe nu e de la mine. Adică nu Ești că, un canal. Nu, sunt efectiv acel canal potrivit prin care uh, lucrurile se întâmplă și mm. văd asta pentru că mi se deschid toate ușile. A rare ori o ușă s-a închis în la primul bebe mm -hmm. și dacă s-a închis, era pentru că mă aștepta altă ușă altă. mai mare mm -hmm. și mai frumoasă deschisă. Dar nu am simțit efort în ceea mm -hmm. ce fac, știi? Mm -hmm. Și sunt. Eu mă uit foarte mult la sincronicități, adică îmi plac foarte tare și știu că șansele statistic să se întâmple ar fi destul de mici dacă nu ai avea ajutor acolo. Așa este. Și atunci, da, eu cred că Dumnezeu e efectiv pentru mine în tot ceea ce fac eu ca Atena, noi ca la primul, la primul bebe. bebe și lucrurile care se întâmplă între oamenii comunității, adică mm -hmm. este absolut incredibil câteodată ce, ce, ce forță, ce, putere ce, forță, fapt, ce putere ce ajutor își dau unii celorlalți nu doar cu o vorbă Vorbele sunt cele mai la îndemână la noi. Cu asta ne ocupăm acolo în grupurile de Facebook, să ne ridicăm unele pe celelalte. Uh -huh. Dar treaba asta trece de, de ecrane. Oamenii se împrietenesc, se ajută, se ajută în niște situații super grele când nu se cunosc unii pe alții. Asta rămas, nu poate fi de la sine. Ai rămas în pană, nu știu unde, am văzut da, asta mai impresionat. Da, da, da. și nu numai. Uh, rugăciunea colectivă pentru diferite da, probleme da, care da. este extraordinar de bună și de sănătoasă și de puternică. Da, e, e. Am rămas în pană la crepetia. La Brașov, la Brașov a rămas știu. o mamă <laughs> și zice, cine vă poate ajuta aici? La 12 noapte. La 12 noapte. Au venit uh, niște mașini cu tați să le... să facă... Uh, să-i facă femeii roata, da, fără să se cunoască. Adică mie da. mi se pare absolut extraordinar da. să se întâmple lucrul ăsta sau nu știu, o mamă din, din Bruxelles a deschis ușa casei sale unei mame din București care mergea la o intervenție cu copilul ei și care nu a găsit hoteluri pentru că în Bruxelles exista un simpozion care umpluse toate hotelurile. Da. Și a întrebat pe grup dacă știe cineva o cazare, și femeia a primit la ei în casă, fără să-i cunoască. Uh -huh. Eu nu știu dacă aș face asta fără să am conectorul numit la primul bebe, știi? Da, adică practic dincolo de toate aceste resurse extraordinare este și un gaj că oamenii da, care sunt da, acolo de, da. sunt de încredere și exact. se, pot, 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 se pot susține unii da, pe ceilalți. Ai, ai, ai ceva în comun care da. te leagă. Și ceva foarte puternic. Familia, este, copilul. Da, incredibil. Da. da. Multe întrebări îmi în vin în minte, dar am, <gânt> le luăm așa pe rând. Ca, cea mai mare sincronicitate, că tot vorbim răm de de ele, a, stai să mă gândesc. Deși știi că nu cred în ce am întrebat, adică la modul că stai cea mai mare. Nu știu, nu mai că știu cea mai că mare. Sunt... Toate sunt frumoase. Ah, gata, știu, 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 știu. Mamă, ce frumos a fost asta, incredibil. Am făcut o campanie umanitară în Iași mm. pentru Spitalul Sfânta Maria. Am dotat secția de terapie intensivă cu niște aparatură care făcea o foarte mare diferență în calitatea actului medical și în șansele supraviețuirii copilului și așa mai departe. Și uh, acea campanie s-a numit In memoria Nati, uh -huh. pentru că această nevoie de aparatură și uh, de punerea proiectului de către spital uh, la, la primul bebe a venit în urma unei întâmplări, nefericite, din păcate, uh, numită Nati, o fetiță care și-a pierdut viața pentru că nu exista un tip de aparatură, ieftină de altfel, în acel spital, iar medicul și-a promis, după ce a pierdut-o pe Nati, că va face tot ce-i stă în putință să-și procure aparatura medicală de care avea nevoie. Și-au venit îngerii la primul bebe. Da. Dar nu asta a fost extraordinar. Ce a fost extraordinar este că o lună de zile înainte să începem campania, am căutat, i-am căutat pe părinții lui Nati. Am vrut să le spunem că vrem să facem... O campanie în memoria ei, să le cerem acordul, să le cerem niște poze. <coughs> Eventual, nu i-am găsit nicăieri, nici medicul, nici noi. Deci, ca un făcut. În ziua începerii campaniei, la cred că 10 minute de când am început campania, la postarea noastră a răspuns tatăl, mama, Nașa și prieten de familie ai lui Nati. Și mai mult decât atât, ce ne-au scris, mi s-a părut absolut incredibil. Era că în acea zi se împlineau 3 sau 4 ani de când Nati murise. O, deci, noi am rămas interziși. Da, emoționat. Pentru că A fost absolut incredibil. Nimic regizat. Ce mi s-a părut și mai incredibil este că acea dată era stabilită de un an de noi. Mult a fost înainte. una dintre cele mai uh, impresionante campanii. Uh, am strâns uh, mult mai mult decât ne-am propus. Cred că jumătate de milion de euro am strâns atunci pentru aparatură și mi s-a părut extraordinar că atunci când am implementat campania uh, și am fost la spital, era din nou aniversarea uh, lui de Nati. Comemorarea da, sau. Da, da, da. Da. Mi s-a părut, wow. E dublă sincronicitate. Da. Ce ai gândit, ce ai simțit în momentele Nu aia știu, aia eu când... am știu că Nati a făcut totul. Adică, mie asta mi s-a părut că Nati a fost acolo și a vrut să, să dea contribuie. un sens da, um, plecării ei. Copiii contribuie da? Să contribuie pentru atât de multe alte mii de copii care da. astăzi beneficiază de aparatura aceea. Există această, cum se zice, teorie uh, greu de dus, conform căreia. Um, unii oameni care pleacă contribuie mai mult decât uh, cei rămânând. care rămân. Da. Poate au venit doar pentru asta. Pentru a pleca și a schimba mult după ei. Mm. Da. Dumnezeu să o odihnească foarte puternică povestea. Uh, faceți nu o dată campanie pe an, faceți de două ori aceste dor, campanii. Da. Cum este zice, atmosfera? Eu nu, 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 nu pot să vă povestesc ce e acolo. <laughs> păi te, Cred nici că e... nici nu poți să înțelegi de dacă la... nu ești acolo. Toată da. lumea care care îi povestești și după aia intră în comunitate și participă. Tot îmi scrie. e e copleșit de incredibil ce, ce se, întâmplă se întâmplă aici, da. da. Ca să povestim așa că sunt clar și uh, oameni care nu nu cunosc lumea aceasta uh, de două ori pe an. Mamele la primul bebe în interiorul grupurilor Sunt niște grupuri Facebook Postează lucruri de vândut Lucruri care, care pot fi cumpărate Gale, De la exact. lucruri simple Jucării și așa mai departe Până la cursuri Am văzut că anul ăsta la mare căutare au fost cursurile De toate felurile, dezvoltare personală da. Psihologie, susținere emoțională Și așa mai departe Și uh, licitez în comentarii Și suma cea mai mare câștigă da, după șase zile închidem licitațiile. Ce ni se pare extraordinar este cât de multe zeci de mii de părinți se unesc acolo și fac da, uh, fac asta. fac treabă, da, da. De la, nu știu, 5.000 de euro în prima campanie pe care am strâns o acum 11 ani, uh, am ajuns la astăzi la nu, jumătate de milion de de deci euro. Deci asta putem să spunem suma de uh, acum? De da, campanie? acum este 490 și ceva de mii de euro. Uh, astăzi o eu să primesc ultima cifră. Da. Uh, Pentru că bănuiesc că se mai strâng, se mai adună. Nu? Se mai adună și ce s-a întâmplat uh, absolut incredibil este că. Uh, nu știu dacă poți să zic că nu știu dacă la tine cu publicitate nu, sau nu. Nu, nu, uh, leader, România ne-a sunat acum câteva zile și au spus că vor să dubleze suma pe care mamele au strâns-o în Incredibil. campanie. Deci, practic, am strâns aproape un milion de euro. Extraordinar. Și nu vom dota doar secția de neonatologie. Pentru că ai strâns mai mult. De la Cluj, de la Dominic Stanca, vom dota și maternitatea da. de acolo. Și asta este absolut de extraordinar, pentru că tu naști în maternitate, copilul stă în maternitate, apoi merge în neonatologie deci, cumva, e un fir foarte bun, și nevoie este mare peste tot. Adică, deja avem aparatura, lista pe care o vom cumpăra, și suntem foarte bucuroase, și ni se pare absolut extraordinar că s-a întâmplat acest lucru. Da. Uite, și aici. Și aici a fost. E forță divină. Da, 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 e incredibil, da. Ce frumos, ce frumos, Andela. Deci, oamenii rezonează la astfel de momente, de situații, și oamenii încă sunt umani frumos și vor să Fantastie. sprijine. Și au nevoie de contribuție. Și au nevoie de, de sens și de oameni care, care mișcă lucrurile. Mă rog, am stabilit de comun acord că Dumnezeu mișcă lucrurile prin oameni, anumiți da, oameni, clar. dar ă, asta nu se limitează la o singură persoană. Oricine poate să facă mai bine în, în jurul păi lui. Da, asta e lecția campaniilor umanitare. Noi mereu spunem că mai sunt mame care ne scriu, mă, eu nu am bani acum sau am dat 10 lei și nu contează. Cum? Contează, tocmai asta e ideea. 5, Aceste 10, sume nu. de bani nu se strâng de la mamele care licitează foarte mult. Avem și mame care licitează foarte mult și au toată admirația mea că, în loc să se ducă într-o vacanță, mm -hmm. ele licitează mm -hmm. pentru a salva mm -hmm. niște copii. Mm -hmm. da. uh, dar este vorba despre oamenii strânși împreună. Mm -hmm. Un leu de la mine, un leu de la tine și știi ce? Când nu ai bani în campanii, tot poți să te implici. Absolut. Comentezi. Uh, pentru că prin comentarii, pentru, prin comentarii obții vizibilitate da. uh, Te implici în uh, partea de uh, care urmează După Licitații, ce se termină uh, campania și unde noi avem nevoie de foarte mare ajutor Adică nu există prea puțin uh, sau unii fac mult, unii puțin Știi mm -hmm. că da, uite, eu sunt liderul comunității Am creat această dar eu nu lucrez singură Că Ai aș echipă. putea fi un lider singur, știi? Da. Adică nu, e vorba despre echipă. După aceea sunt voluntarii, după aceea sunt comisarii de campanie, după aceea sunt toate mamele care fac aceste lucruri să se întâmple. Că noi nu le facem singure. De asta cred că Dumnezeu lucrează prin fiecare om uh -huh. pe treaba pe care o are el de făcut într-un loc. Da, și asta înseamnă smerenie. Să, da. știi care ți drumul, care ți să știi care-ți e drumul, care-ți e. Și să știi care-ți e locul. Locul și să faci ce-ai de da. făcut, fără să te gândești că. Așa. Și, referitor la ce spui, mi-au venit în minte două lucruri frumoase. Dacă tu crezi că nu poți face diferența, dormi noaptea cu un țânțar, nu? În cameră, <laughs> da? Exact. Că zici ce mic e și cât exact. zgomot face și cei doi bănuți ai bătrânei din, din Sfânta Evanghelie. Că toți se duceau și dădeau bani mulți, nu? Și ea a venit și a dat doi bănuți care însemna Iată. toată averea ei. Adică să nu mai avem, e recomandat să nu avem această gândire că nu putem face diferența, pentru că din ce nu ai, dacă dai, da, în fața nu... lui Dumnezeu, în economia divină, poate că e mult mai mult. Normal. Exact așa este. Da. Da, încurajăm mereu pe oameni să, să contribuie și să nu mai gândească așa, pentru că nu are legătură cu suma. Are legătură cu energia pe care o pui acolo. Că dacă tu vii cu energia ta și te implici în, cu un leu, cu doi lei, cu un comentariu și așa mai departe, atragi și mai multă energie lângă tine, știi? Absolut, da. Crezi. Da. Cu crezi cu alți oameni, da. Exact. Foarte frumos. Într-adevăr, de ce și energia din spatele lucrurilor, mult mai important decât lucru în sine, decât acțiunea da. în sine. Ce planuri de viitor are la primul bebe Atena? Dacă, A, desigur, dacă. Da, nu. Te, eu mă tot gândesc când aud de planuri, noi atât de multe lucruri facem, pentru că am vorbit de campaniile umanitare, dar, de fapt, componenta de campanii umanitare este de două ori pe an. E adevărat că durează tot anul, că implementarea unui da, proiect nu da? durează. Da. Trei zile, campaniile durează 6 zile. Dar noi, ca să obținem Ce acea colaborare ducă. oamenilor în 6 zile, vreme de un an de zile, noi suntem. Uh, ne punem în slujba lor zi de zi. 24 de ore cu 24. Ele primesc sprijin emoțional, primesc uh, uh, sprijin educațional, pentru că noi organizăm foarte multe evenimente educaționale de educație parentală cu mamele noastre, în Bine. sălile noastre, față în față, Slavă cerului că s-a terminat pandemia. O facem și online. Uite, am lansat de curând și sunt foarte bucuroasă uh, pla prima platformă de educație parentală din România pe bază de subscription. Adică dai uh, mai puțin decât cost. O pizza pe lună. Netflixul mamelor. Netflixul mamelor. Excelentă. Intri acolo și ai parte de mai mult de 100 de materiale uh, educaționale video de la 0 la 18 ani. Adică avem programe pentru adolescenți, avem programe de educație sexuală, avem, nu știu, prim ajutor, alăptare, tot ce poți să să-ți imaginezi, uh -huh. în videouri scurte ca mamele să le poată vedea și la prețuri foarte mici ca mamele să le poată accesa, pentru da. că uh, interesul nostru este ca mame să ajungă produsele acestea la cât mai mulți oameni. Da. Și sunt foarte bucuroasă că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că pentru noi a presupus mult efort, foarte, foarte, foarte mult efort, fiind foarte puțini oameni în echipa noastră. Mereu da. spun că echipa la primul bebe cred că este cea mai eficientă echipă uh, din orice business cum, posibil. Cum ar fi putut fi Atena? Când mă gândesc la tine, mă gândesc la... <laughs> Șarpa, așa, la foarte clar limpede ce face. Așa cum se vede cum din să... afară, dar înăuntru e haosul de dinaintea clarității pe care o vezi tu. <laughs> îmi permit, îmi permit să spun că te cunosc. Da, este. Da. E, adică. E foarte multă muncă. Eficient, în spate. absolut, absolut. Este foarte multă muncă și mai avem uh, și oameni care comentează, care ne trimit gânduri mai puțin bune și uh, mereu invit. Să, va, să facă să bine, ei să facă, să da. Facă ei. Da, bine, pentru asta că... nu e oare o trăsătură și nu o spun cu judecată, o trăsătură a noastră a românilor. Cred că să te uiți și da. mi-aduc aminte că ceilalți ca... au noroc. Ca un noroc și că sunt <laughs> foarte proști și că tu ești foarte deștept. Extrem de deștept cu toată iubirea pentru astfel de oameni, pentru că, de ce spun cu toată iubirea? Pentru că știu că e mare nevoie acolo de de da. mângâiere și de compasiune. Da, e, e, îți dai seama, e greu să stai la o masă cu 5 femei și să fii în echilibru, apoi cu 250.000 de, da, de, femei da, da. care sunt post perioada da. nașterii hormonale și cu multă, multă, da, și cu multe, multe dureri și răni. Uh -huh ca orice om de pe lumea aceasta. Da, da. Care da. se activează fix atunci. Da, da, e firesc. Avem nevoie de mult tac și diplomație și de reguli și limite foarte clare. Să știi că asta mi-a plăcut întotdeauna în grupurile voastre, că sunt reguli foarte clare și limite. Păi și... ne-am dat seama că nu putem supraviețui altfel. Adică am închide. Dacă noi nu am pune limite foarte clare, care Pot părea uneori dure când stai acasă și doar butonezi un loc din care ți-ai resurse gratuit. Uh, dar noi nu am putea rezista, altfel. Uh -huh. Nu am putea. Noi suntem câteva fete care facem și programe educaționale și campanii umanitare și nu gestiona numai gestionarea grupurilor, uh -huh. ne ia ore pe zi. Uh -huh. Gândește-te că anul trecut am avut un milion de comentarii în toate grupurile noastre, wow. pe care noi le-am vizualizat, le-am gestionat, le-am administrat. Un milion. Doar enorm, aia, enorm. cât ar putea, adică cât ia de fapt. Da, și da. atunci, da, e nevoie de reguli foarte clare și e nevoie ca lumea să înțeleagă că atunci când intri în casa cuiva, te descalți. Te descalți, sau, sau dacă nu te, te regalzi, da? <laughs> exact. Și atunci când alegi să-i încalci regulile, alegi să ieși afară. Că dacă intri cu noroi în casă, gazda nu te va pofti la masă. Nu. Este atât de simplu. Când intri în casa cuiva, îi respect regulile. Că, de exemplu, dacă mă duc la magazin, la, nu știu, Mega, nu schimb rafturile, că îmi convine mie mai mult să fie biscuiții la nivelul meu. Da, pleci și biscuiții că ai intrat în casă. Mai omori. au și spaniule o vorbă. Gardurile clare și în alte fac vecinii buni. Corect. oh, n-am mai auzit asta. Da? Îmi place foarte da, mult. O să o stiu. folosesc. <laughs> Ia-o. <laughs> foarte fain, dar da. fix așa. Da, exact. adică așa lucrurile este. sunt clare. E... Și plus de asta am mai învățat de-a lungul timpului că nu este nevoie să ne placă toată lumea. Că nu suntem pentru toată lumea, nu suntem potriviți, nu, nu suntem pe aceeași vibrație energetică, foarte nu suntem. Corect, avem nevoie de oameni care simt ca noi, gândesc ca noi și e o bucurie să vedem oameni care sunt de 11 ani cu noi, da. care participă în campanie. Și campanii, care au crescut care pentru că au crescut, voi, da. a voi a, a existat transformare și corect, au ținut pasul corect, cu A fost la primul bebe, da. după aia la primul bebe, 4-11 ani. Acum avem la primul adolescent, acolo ne oprim. Da, da, au crescut cu noi, dar este extraordinar și o dovadă a faptului că facem lucrurile bine uh -huh. până la urmă, știi? Da, da, da. Când atât de mulți oameni se strâng în jurul nostru și rămân în jurul nostru. Da, unii pleacă, și-au luat ce au avut nevoie, au plecat. Absolut sănătos. Este foarte bine. Știi, ideea ideală în relație este să nu facem dintr-o relație de trei săptămâni una de un an, din una de un an, da, una și de trei ani. Lecția asta ar fi foarte bine. Și una de trei de ani, omul că trăiește învață, Atena, suntem în progres. Și una de trei ani, una de viață. Deci să ne oprim, să când simțim să ne oprim, să... să ne asta oprim. e în toate? Absolut, absolut. Știi? Numai da. în relația cu copilul nu prea poți să faci dacă e de trei săptămâni. nu-l lași. <laughs> da. nu lași. nu lași, nu Dacă da. e de o viață, nu poți să faci de trei săptămâni, deși uneori ai vrea. Da, ai vrea, da. <laughs> ce, ce nu mai tolerezi, Atena? Uh, nu mai tolerez uh, fix asta uh, cuvântul ar trebui să faceți. Uh. <laughs> O, aleu, mă prin numai când ne scrie da. Ar trebui să faceți nu știu ce. Cine ar trebui? Noi? Pune Putem păi să muncim fă. de nu mai știm de noi. Da. Când să facem? Asta, Dar asta e o, o chestiune în România. Ar trebui să punem mână. Fă-tu. Fac eu lucrurile greșit, prost. Fă-le tu mai bine. E atâta loc sub soare și mai ales e atâta nevoie de sprijin. Absolut. Ar trebui să faceți asta. N-ar tre... trebui să faceți. Cine zice, cine zice. Și îmi place foarte mult ce a zis Brene Brown, și de multe ori mai am eu poster pe care le pun. Spune așa, Brene, foarte frumos: Când nu ești în arenă, primindu-ți tu lovituri și ridicându-te de jos, nu mă interesează feedback-ul tău. Mă interesează feedback-ul de la oamenii care sunt în arenă, care muncesc și ei ca tine, știu ce înseamnă și pot să dea sfaturi relevante mm. din interior pentru că lucrurile din interior se văd cu totul altfel decât din exterior când ți se pare că ar trebui. Așa e. Știi, avem foarte mulți oameni în țara asta, în tribune, în arenă, foarte puțin. Din da. fotoliu tău de acasă, ăsta galben și frumos, foarte e cald. ușor să comentezi, e cald, e cald. să vorbești, să îți dai tu cu părerea. Hai în arenă, acolo da. unde e noroi, unde stai în genunchi, unde ștergi sângele, unde o iei de la capăt în fiecare zi, unde stai și pierzi din timpul și din viața ta, dând altor oameni lucruri și timp și energie, cu prețul energiei tale până la urmă și poate a energiei destinate familiei tale. Acolo, da, de acolo primim. Nu mai tolerez asta pentru că nu mai am timp să tolerez asta da. și nici energie. Minulat. Sunt pe drumul meu, sunt așezată, fac ce pot, știu că nu fac lucrurile perfect și nici nu cred că există așa ceva. Ce -am știu face? că greșim de multe ori, că sunt erori. Dar la volum trebuie să te uiți matematic. Știi că eu scriu frumos, dar am făcut și multă matematică la viața mea. Ex există o marjă de eroare în orice pe care avem nevoie să ne o asumăm cu toții. Și să mergem mai departe. Corect. Cea mai să greșoală dintre toate. Oh, leu. știi de ea, nu? De asta, ne, de asta mă întreb. Putem să o zicem? Bine, hai să o zicem. Doamne, da. deci mi-e rușine, mă întâlnesc cu toată lumea în ultimul timp și când mă vede începe să râdă și știu că a primit acel mail, știi? Uh, la lansarea cursurilor parentale, uh, am trimis un newsletter întregii noastre baze de date. Nu pot să spun ce baze de date uriașe avem și nu pot să spun cât Câți oameni au primit? Pot să-ți spun că <laughs> sunt foarte, foarte mulți. Au primit un newsletter care avea în titlu uh, S-a lansat cursuri parentale, doar că am greșit uh, nu, a scrisul, a nu a existat s Nu a existat s și a ieșit cu totul <laughs> altceva. Uh, efectiv, am înghețat în birou uh, când am primit primul mail. Uh, nu, am primit un SMS la 3 secunde după ce am primit. Că trimis. nu e bine. Vedeți că vă lipsește un S în... Uh, titlu și după aceea a început potopul am ieșit public, ne-am asumat greșeala să știi, să știi că mi-a plăcut deci, ceea ce s-a întâmplat da, fără făcut ce ceea ce ați, ați, fă, ați făcut voi după da, nu, da, era rău de tot dacă ați nu ați asumat și ați râs și ați glumit și ați fost oameni și asta a fost foarte bine pentru să știi că a fost foarte bine primită greșeala pe lângă faptul că ni s-au dublat vânzările și nu glumesc <lătări> că spun asta Dumnezeu lucrează prin căine e, pe de, ele. de, Dar noi asta și glumim la birou Spune, mai da. măi, vă dați seama cum a stat în ăsta Care era un pic mai grăsuț așa Și a zis Backspace S-a <laughs> lăsat un pic pe tastatură înainte să Ce a fost foarte amuzant este că Noi înainte cu o lună de zile Numai asta am spus în birou Aveți grijă cum scrieți cursuri Aveți grijă cum scrieți cursuri Vedeți să nu greșim A, dar știi că ăsta e un principiu în că teatru manifestat Da, ăsta e un principiu în teatru Să știi că majoritatea actorilor și eu când lucrez cu studenții mei, le spun nu, nu, nu stâlciți cuvintele, nu vă jucați foarte mult, da, pentru că scena nu e... te iartă. Da. În seara premierei, nu odată ți se întâmplă să spui toate bazaconile pe care le-ai spus pe în noi repetiții. scena nu ne-a iertat. Nu v-a dar și rezultatul, iată, a fost un binecuvântat. Da, a fost foarte, foarte amuzant și mamele fix asta au spus că cel mai important pentru el a fost să vadă că suntem oameni și că ne-am asumat o greșeală. Bravo. Pentru că asta e un alt lucru care nu se întâmplă în România și nu se întâmplă pentru că părinții noștri nu au fost asumați cu noi și bunicii noștri nu au fost asumați cu părinții noștri și tot așa generațional. Mm -hmm. Treaba asta, am greșit, punct. Însă noi putem să facem da. diferit și puterea e la noi putem Atena, să învățăm. Fiecare întâlnire cu tine e o binecuvântare, avem revelații, avem conștientizări, ne emoționăm, râdem, deci este ești o paletă completă de. Noi am putea sta aici două trei zile. Nu? Bineînțeles, mai da, cu seama da, da, da. că s-au rărit cafelele pentru că e volum de muncă, și am avem multe lucruri nepovestite. A fost de mare folos prezența ta aici în podcastul Minunile din țara lui Alice. Înainte de încheiere dragii noștri, acolo e Atena la 7 ani. Ce Aoleu? îmi dai examen? Nu e examen, nu examen, examen? mie și frică să mă uit la Atena la șapte ani. Ce i-a spune Atenei la șapte ani este că um, o să fie bine și o să fie iubită și o să meargă pe drumul ei dacă rămâne conectată cu ea Minunat. și în adevărul ei. Minunat. Să rămânem conectați cu noi și în adevărul nostru și să nu uităm niciodată că un om care se vinde vindecă indirect comunitatea din care face parte. Mulțumesc Atena Boca. Vă mulțumesc și vă până data viitoare, să avem grijă de noi. Pe curând.